Vineri seară, trei echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat într-un bloc de locuințe pe strada Topolniței din municipiul Drobeta Turnu Severin. Incendiul a rezultat în urma unei explozii ca urmare a acumulărilor de gaze provenite de la o butelie defectă. Incendiul ce a izbucnit vineri seara într-un apartament din Drobeta Turnu Severin a fost stins rapid de către pompieri. Explozia produsă de o butelie defectă a adus din fericire doar pagube materiale, nicio persoană nu a fost rănită. A ars o parte din mobilierul de bucătărie, degradându-se geamurile și ușa terasei. Vineri seara, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe strada Topolniței din municipiul Drobeta Turnu Severin. Pompierii au localizat și stins imediat incendiul, care a izbucnit ca urmare a producerii unei explozii din cauza unor acumulări de gaze provenite de la o butelie defectă. În urma incendiului au fost degradate geamurile și ușa balconului, iar proprietarul a primit îngrijiri medicale de la paramedicii SMURG, deoarece a suferit o placă la picior. Din cauza cioburilor, proprietarului s-a acordat primul ajutor de către paramedicii SMURG, prezentând o plagă tăiată la membrul inferior.